Augustin Lazăr se afundă din ce în ce mai mult. După ce reprezentanții Sindicatului Grefierilor au ieșit public și au menționat că grefierii nu au în atribuții constituirea unui dosar de candidatură pentru procurori, acum vine rândul chiar al procurorilor să-l contrazică. Augustin Lazăr pare că se încurcă din ce în ce mai mult în explicații. Grefiera despre care a vorbit că l-ar fi ajutat să-și întocmească dosarul de candidat pentru funcția de procuror general nu există. Nu a fost identificat niciun grefier care să fi făcut copii după ordonanțe. Iar asta ne spun chiar procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba. Procurorii au confirmat pentru Antena 3 că grefierul care l-ar fi ajutat pe Augustin Lazăr nu a fost identificat. Mai mult, nu există nicio cercetare disciplinară în privința vreunui grefier din cadrul parchetului. Nu am identificat grefierul la care faceți referire și nici nu am făcut demersuri pentru identificarea acestuia, întrucât nu avem temeiuri legale pentru a susține o atare acțiune. Prin urmare, nu cunoaștem cine a ajutat la realizarea acelei activități. Augustin Lazăr a încercat să explice existența ordonanței de clasare dintr-un dosar care îl privea pe Klaus Iohannis, în mapa lui de candidat pentru funcția de procuror general, susținând că totul a fost doar o greșeală de grefă. Ministrul Justiției exploatează o eroare de grefă survenită în martie 2016, făcută cu ocazia selectării lucrărilor necesare pentru procedura de numire în funcția de procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Efectuând copii după documente redactate de A. Lazăr, grefier a fotocopiat, urmarea unei erori generate de identitatea numelui de familie, ordonanța emisă de procurorul șef adjunct de secție Cristian A. Este pentru a doua oară când Augustin Lazăr dă vina pe grefier pentru greșelile lui. Atunci când ministrul Justiției a cerut protocolul din 2009, procurorul general i-a trimis documentul fără ultimele două pagini, tot din vina unei grefiere, spunea Augustin Lazăr.